Încercările executivului de a modifica legislația penală au fost amendate în raportul MCV de anul acesta, în care se trage un semnal serios de alarmă în sensul că orice schimbări menite să slăbească eficacitatea instituțiilor judiciare care combat corupția ar atrage după sine reevaluarea progreselor realizate de România. Iată deci că irreversibilitatea luptei nu este una garantată. Măsuri legislative care slăbesc domeniul de aplicare al infracțiunilor de corupție, ingerința factorului politic în actul de justiție, campaniile media duse la adresa unor magistrați sau instituții judiciare, sunt doar câțiva dintre factorii care pot afecta radical traseul pe care s-a înscris România. Ordonanța numărul 13, nefericită ordonanță 13 din 2017, a fost abrogată. Măsurile amenințătoare la adresa luptei anticorupție au fost retrase și sabia lui Damocles pare a fi fost, pentru moment, îndepărtată. Avem o legislație adesea deficitară, care generează probleme de interpretare. În mod incontestabil, ea trebuie amendată, dar măsuri precum cele de modificare a codului penal și a codului de procedură penală sau legi de grațiere colectivă au nevoie de o dezbatere amplă în spațiul public, de transparență și responsabilitate în procesul de luare a deciziilor. Sunt aspecte de neignorat în România anului 2017. Oportunității adoptării unor astfel de măsuri și intervenții trebuie să fie expresia unei dezbateri reale în Parlament, după consultarea specialiștilor și preluarea expertizei din domeniu. Dezbatere care să includă și punctul de vedere al minorității parlamentare, al opoziției.